Sfânta Cuvioasă Parascheva este și ocrotitoarea bisericii parohiale din Gyula Mică, Ungaria. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu preoți de la centrul eparhial și din parohie. Mare bucurie duhovnicească este astăzi în cetatea Iașilor, unde de atâta vreme, 382 de ani, moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse și ocrotesc această cetate. Mare bucurie este atât și aici în cadrul comunității ortodoxe românești din Ungaria, unde la Gyula Mică, singura biserică care îi este închinată, credința și evlavia față de Sfânta Parascheva a fost adusă la începutul secolului al XVIII-lea de credincioși care au venit aici pentru a lucra pe moșia grofilor de atunci, dar care, iată, au arătat cât de importantă este credința, prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea sfinților în viața noastră, încât înmulțindu-se numărul lor au avut mai întâi o biserică de lemn și după aceea au construit această biserică de zid, care se păstrează foarte frumoasă, bine întreținută, cu multe icoane, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Petru Pușca și bineînțeles a celor care sunt alături de el, între care și Asociația Sfânta Parascheva, condusă de doamna director Delia Hova. Și ne-am bucurat în mod deosebit că am putut să o cinstim pe Sfânta Parascheva, care rămâne un model peste veacuri pentru noi, pentru ceea ce înseamnă rostul și chemarea omului aici pe pământ. În 11 noiembrie 2006, biserica a primit un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe vremea aceea mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Gândul meu se îndreaptă în această clipă și către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, iată, așa cum spunea Preasfințitul, pe vremea Preasfințitului Sofronie, care a păstorit și dânsul această eparhie, a fost primul episcop după schimbarea regimului, a venit aici în Ungaria, a trimis Preafericitul Părinte Patriarh, când era mitropolit la Iași, veșmântul Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva, credincioșilor parohiei acesteia, pentru ca să fie semn puternic și ocrotitor împotriva tuturor puterilor celor potrivnice, a dușmanilor văzuți și nevăzuți, pentru unitatea românilor din Ungaria și pentru ca Dumnezeu să-i apropie mai mult și să-i ferească de rău, de necaz și de întristare. După Sfânta Liturghie, un grup de elevi de la Școala Generală Românească din Gyula a susținut un program artistic cu versuri și cântece dedicate Sfintei Parascheva. Ne-am închinat Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu copiii de la școala și liceul Nicolae Bălcescu am venit cu multă bucurie să-i mulțumim pentru toate darurile și pentru tot binele ce ni le revarsă și ne-am rugat cu toții împreună să aibă grijă de noi și pe viitor. La final, copiii au primit dulciuri din partea parohiei.